Păi la fereastră la mândramă, bate vântul cnipamă. La fereastră la mândra, bate vântul cnipamă. Hai să cum o bate eu te-n floare, badea după mine moare. Ai cum o bate eu te-n floare, badea după mine moare. Și tot eu zis la mumă sau-o, da tot eu zis că mă lua-o, da mumă s-a l-o suduit-o că are de catonit-o. Vă doi ani și jumătate, de mine tot n-are parte. Ai să-i mai zis și mumăsa, că nu fac nicio paramă. Dar vai de mine cui plac, multe paraluță fac, mă. Dar și mai zis și mumăsa, că nu fac nicio paramă. Vai de mine cui placă, multe paraluță fac. Dragi prieteni, bine ne-am regăsit și de astă dată. Haideți să nu vorbă lungă sărăcie. Să vă spun din prima că sunt un privilegiat și din pricina personajelor pe care am să vi le propun astăzi. Bine ne-am regăsit, dragi prieteni. Suntem la Putna, în toiul lui Cireșar. O să tragem spuza și pe calendar, de ce nu? Mâine Putna va fi plină de oameni care au câte ceva a aduce poetului național, dar nu din pricina asta stăm noi acum de vorbă. Vreau să vă întâmpin cu deferență și bine ați descălecat în Putna Bucovinei. Pentru noi este un reper fundamental. Un prieten de-al nostru spunea că de aceea ar începe și s-ar sfârși românismul nostru, kilometru zero al românilor. Bine ați venit, prieteni bine dragi! Bine m-am găsit! Sunt dator să vă mărturisesc că nu știm foarte multe unii despre alții, dar asta nu e pricina să nu ne încumetăm la purtarea unei convorbiri agreabile și mult prietenoase. Haideți să încep a vă oferi cuvântul, iar domniile voastre să aveți bunăvoința de a vă prezenta cam singuri de ce și cum vă preumblați prin țara aceasta a fragilor. Okay. Cine suntem mai întâi? Vrem să spunem așa punctual și gospodărește. Și pe urmă ne facem noi... Okay. O să fac o prezentare da, în sală. Da, iată că luați în primire emisia asta plăcută și... Raluca Lazea mă numesc, sunt din Pitești, împreună cu colegii mei. La invitația unui mare om, domnul Lazar Ioan, am ajuns în Bucovina. De ce? Pentru mine e prima experiență în Bucovina și le-am spus colegilor, mă mut aici.
Da. De ce? Pentru că vrem să aducem în Bucovina frumoasă și splendidă care am văzut eu într-o zi, să aducem un plus valoare în a atrage anumite fonduri prin ideile pe care le-am regăsit aici. O parte din idei. Da? O să las colegii să se prezinte ca să fie primul pas făcut de mine. Vă rog. Să încep eu atunci? Da, ții bătaie, fără teamă, fără sfială, Sorin, fără milă. Sorin Stoicescu e numele meu. Pentru a doua oară în, în zona dumneavoastră, în Putna. Ce căutăm aici? Nu știu, curiozitatea ne-a adus să cunoaștem oameni, să încercăm să-i convingem să facă lucruri bune pentru ei, pentru comunitate. Suntem o echipă care lucrăm de mult timp împreună și încercăm să facem ca să-i determinăm pe oameni să încerce să aibă curajul să se dezvolte personal sau în comunitatea în care trăiesc. Cam de-aia suntem noi aici. Așa cum a spus și colega mea, l-am cunoscut pe, am auzit de domnul Lazar din povestirile ei și curiozitatea de a-l cunoaște ne-a dus aici. Venim totuși de la o distanță destul de mare, dar am întâlnit oameni și lucruri și locuri foarte frumoase. Cineva și spunea, frumoși. Cronicar ilustru spunea că nasc și la Moldova oameni. Da, domnul Lazar spune chiar altfel. Așa. Ok, să spun eu două cuvinte despre mine. Raluca Negoiță este numele meu. Și eu am mai fost în Bucovina, mi-a plăcut, am revenit. Căutăm ce căutăm, nu neapărat căutăm noi, așteptăm idei de la oameni pe care vrem să-i ajutăm să se întâmple lucrurile pe care și le doresc. Îmi place foarte mult, am găsit aici lucruri extraordinare. Sper ca ceea ce vă vom oferi noi la nivel de idei, de știu, îndrumare, să facă ca lucrurile să se întâmple și toată lumea să fie mai mulțumită și mai ok cu ce se întâmplă aici. Așteptăm să vedem idei și noi să vă ajutăm să le împliniți. De asta am venit și de asta suntem aici. Da. Un cuvânt mai spun, eu am mai fost aici odată, ineditul acestei noi reveniri este că data trecută am venit și am găsit aici decât istorie și n-am cunoscut oameni. Acum, ce frumoasă nuanță, ați săvârșit! Cunosc, mă rog, regresesc și istoria, dar cunosc și oameni. Prima dată am fost un grup, ne înghesuiam ca toți ceilalți pe drum, am văzut o mănăstire, ne-am rememorat istoria care am învățat-o la școală, dar atât. Și acum, ineditul este că am cunoscut și oamenii locurilor. Istoria e ținută de om. Cu paranteza aceasta atât de frumoasă, pentru care vă suntem osai recunoscători, v-aș solicita îngăduința de a vă povesti următoarea laconică anecdotă. Se duce moșul nostru la târg, în ziua de târg, nu știu când e târg la Putna, la Răduță este vinerea, se duce la târg. Se duce în treaba lui, în treburile lui, în cumpărăturile lui, se vine de la târg, vine îndărăcât. Și atunci îl întreabă aia rămași pe casă, nepoți, nevastă, și ce ai văzut la târg astăzi? Și l-a zis cam de felul domniei voastre. Ce-ai văzut la târg? Lume multă, dar oameni puțini. Da. Dumneavoastră ne-ați complimentat, ne-ați gratulat atât de
frumos și de nemilos că văzureți de asta dată oameni și nu lucruri. Și dacă mi-aș duce considerațiile mai departe, mai departe, mai încet tot, mai încet, sufletul de mânghiet, nu e bai, aș spune că păcatul ceasului de față, zilei de astăzi, omului de astăzi, este că ne focalizăm atenția noastră, dragostea sau ora noastră, pe lucruri și nu pe oameni. Iubim mai mult lucrurile decât oamenii. Cineva mai răulean decât mine, mai ortoman, spunea că, da, bă, să știi, dacă întreb pe unul, dacă faci un sondaj de felul acesta în Apoda, cam câți bani cheltuie soțul, bărbatul, cu mașina lui și cam câți bănuți, cam câți firfirici dă pentru o pereche de pantofi pentru nevastă? Închipuiți-vă, nici n-aș vrea să vă închipuiți ce dezastroase scoruri sunt acele. Ne ocupăm de lucruri, păcatul nostru, și ne îngrijim atât de puțin de înseamnă. Din păcate. Da. Iar dumneavoastră ne-ați povestit că de asta dată văzureți oamenii acei. Și ce ați mai văzut prin zonă? E până singurul loc pe care ați apucat de la Noi doi cred că nu. Eu colega am mai mea... văzut. Nu, în misiunea asta de acum. Doar Putna v-a fost... Da, ținta a fost să venim la Putna, să stăm de vorbă cu oameni, să-l cunoaștem pe domnul Lazar, să vă cunoaștem nu pe dumneavoastră. Nu mai dar eu nu exist. Așa. Ba da, existați. Vrem să propunem un lume de, dincolo de sticlă. Spune, Putna există, că există oamenii de aici. Că altfel era un loc părăsit. Da. Am rămas pe unde am rămas da, și bine am rămas. Da. Bine că mai rămâneți la în Putna zona. Am văzut locurile de lângă. Da? Ideea este că există potențial turistic, cadrul natural, resurse antropice, totul există. Ce propunem noi? Propunem ca tot ce există, finanțări, pe noua schemă, 2014-2020, să aducem, să-i aducem aici, în Bucovina, să ridicăm, să ridicăm comunitatea, oamenii, da? Nu că nu sunt, dar să venim cu un plus. Acesta este scopul, am văzut împrejurii, nu mai Putna și chiar o să mai revin. Da? Da. Până la urmă, obiectivul nostru aici este da. să dăm curaj oamenilor da. Să-și pună în aplicare ideile. Oamenii sunt creativi, dar sunt foarte timorați. Și atunci... Da, și nu știu, lesne, cum să-și afle oportunitățile. Oportunități sunt multe, și, dar nu au curaj. Nu au curaj și nu spunem de ce, nu știm poate de ce, dar rolul nostru e de a încuraja să-și pună în aplicare ideile. Te-ai întruma, canaliza anumite... Noi încercăm să... Ideile care le au, cei mai mulți și... Cu cine am stat de vorbă până acum, clar, au idei, multe și de multe feluri și pe diverse segmente. Ele toate se pot finanța prin fonduri europene. Și se pot materializa. Da. Exercițiul financiar 2014-2020 de-abia începe. Probabil că până la sfârșitul anului vom avea aprobată strategia. Și atunci, toate ideile de proiect cumulate în aceste discuții vor putea fi puse în practică. Și este foarte important să existe informația, să se știe că se pot face pentru a dezvolta tot ce există în zonă. Este foarte frumos ce există, poate fi și mai frumos ce există. Am înțeles că există și locuri în care și locuri care sunt nepromovate în momentul ăsta, care merită promovate, care merită aduse la suprafață, pentru că toată lumea știe locurile mari din Bucovina, toată lumea a văzut promovările de la televizor, de Paști, de Crăciun. Ok, mai există și alte tipuri de manifestări școala în zonă. Școala altfel, mai există alte tipuri de manifestări în zonă, mai există și alte obiective turistice și istorice și religioase care pot fi scoase la lumină și aduse
în fața tuturor. Suntem într-o zi norocoasă și mutual avantajoasă. Aș vrea ca multă lume să beneficieze similar și dacă binevoința ne spune care sunt posibilitățile facile de contactare între părți. Astăzi ați venit punctual din pricina de așa, dar cum v-ar găsi de lumea interesată de ceea ce corp faceți dumneavoastră? Cum ne-ar găsi pe noi? Da. Ok. Noi suntem din Pitești. O să vă comunicăm niște adrese de e-mail și contacte. Niște contacte. O să vă lăsăm dumneavoastră, domnul Lazar, care ne-a adus pe noi în zonă. Da, dar ne-a adus și este adevărat și dumneavoastră este chiar un promotor al zonei și sperăm că cu ajutorul nostru lucrurile chiar se pot ridica și mai sus. În chiar această incintă în care filmăm, domnia sa și-a și lansat monografia comunității, dar spuneam că nu mai facem vorbire despre... Da, dar ca idee, contractele noastre vor exista acolo. Noi vrem doar să promovăm faptul că există posibilități de finanțare pentru toate tipurile de proiecte. Cu siguranță, 2014-2020, v-am mai spus, ne va aduce... ne vor aduce mai multe facilități decât cele care au fost și se spune că mai facile, în sensul că mai puțină documentație și probabil niște accesări. Ușor accesibile. Da, mai ușor accesibile decât ce a fost. Și de fapt această promovare înseamnă un fel de pregătire. Deci, având un istoric 2007-2013, cunoaștem anumite criterii și ar fi un fel de pregătire nouă a sesiunii. De aceea, sesiunile acestea de promovare ar trebui organizate la interval de o lună, până se vor lansa programele conform strategiilor 2014-2020. Și asta vine, de fapt, în sprijinul oamenilor, comunității, tot ce înseamnă în zona aici, în Bucovina, nu numai în Putna, da? Deci tot ce înseamnă Bucovina. Da? Deci noi n-am ajuns decât în Putna. Principalul cuvânt este comunicarea, a comunica ceea ce poate să facă. Pentru că așa mulți, am auzit, încearcă să meargă la conferințe, peste tot. Nu se transmite ideea, de fapt nu se vorbește la un nivel în care să înțeleagă toată lumea. Asta nu vreau să spun că oamenii sunt proști, deștept, nu. Trebuie să vorbim la un nivel în care toată lumea să înțeleagă. Nu suntem eu, sunt mai sus, nu. Trebuie să informăm în priviu grai. Da, putem face o promovare a unei instituții. Putem face pe agricultură. Avem potențial. Da? Putem face o achiziție, putem face un business. Sunt multe idei. Dar trebuie să comunicate în așa fel încât oamenii să înțeleagă. La televizor se vorbește în termeni management de proiect. Trebuie să interpretăm ceea ce vor, să transpunem în ceea ce va fi ca și schemă de finanțare. De fapt, este limbajul brut, trebuie noi să-l cod binar, da? După care, exact. Da, mi-aș dori să reușim să îmbolnăvim oamenii de entuziasm. Da. Aveți puseori artiste, așa, dar nu ne merea. Atunci, dacă vor fi entuziaști să-și pună în aplicare ideile, cu ajutorul nostru și nu numai, da, se vor putea materializa. Am venit aici pentru oameni entuziaști și am vrea să răspândim entuziasmul ăsta la cât mai mulți. Noi, prin experiența care o avem, știm ce trebuie făcut și de-aia am vrea să-i facem pe oameni să fie entuziaști de ceea ce vor ei să facă. De fapt, da. Să trezim într-un fel. Da, și să le ștergem cumva lucrul a încetățenit de foarte mult timp. E complicat de făcut. E complicat să accesezi fonduri. Nu este atât de complicat. Dacă vine cineva și explică cu cuvinte multe cum
ce se întâmplă, care sunt pașii care trebuie urmați, ce înseamnă un document și de ce el este important. Astea sunt lucruri care după ele aduc și sursele de finanțare. Am întâlnit foarte mulți, foarte mulți, e foarte complicat, multe hârtii, multă birocrație. Okay? De start. Dar nu este chiar așa. Deci nu este chiar așa. Noi avem beneficiari care au făcut un proiect și după ce l-au finalizat, au venit și au spus, mai vrem un proiect. Păi a zis că e multă birocrație. Da, dar mai vrem un proiect. Asta am vrea să se întâmple și aici. Să se întâmple un proiect și alt proiect și alt proiect. Și până la urmă să se șteargă că e greu. Că nu e chiar atât de greu. Da. E greu primul proiect. Atât în zona. Și după aia lumea o să cunoască. Unul din ala cu ochișorii oblici mi-a zis că, bă, un drum de 2000 de mile începe cu primul pas. Milă. Da. Da? Sau drâncuș, să mă dau frumos erudit ce nu sunt. Lucrurile nu sunt greu de făcut, greu este să ne punem în situația de a le face. Da. Vă rog? Cam asta e ideea. Da, stați că am dus discuția punctual și nu mi-e bine, că eu sunt mai slobot de meserie și una din virtuțile mele cu care mă fudulesc pururea este că am așa o structură destul de ludică și îmi place foarte mult să mă joc. Iar când nimeresc în ambienturi, ambiente, știu, pătruns așa de seriozitate, deja îl iau la sănătoasă. Voiesc, de pildă, să-mi permiteți să vă întreb ce mai este pe la Pitești? Eu de la Pitești știu dragostea pe care o port lui Dobrin, ochii albaștri, și mai știu de țuica de Pitești. Da. Și taman de la Pitești în Putna e ceva cale. Vorbiți-mi ceva din... Eu aveam impresia că veniți de la București, deci ora exactă nu se dă numai de acolo, iată. Pitești? Sigur. În ultima perioadă, nu. Ce e pe acolo? Ce voi ațineți? Dați-ne ceva din casă, așa, din civilie, nu numai din... Ce e pe la Pitești? Da. Pot să spun ce nu e pe la Pitești? Așa, da. Pe la Pitești cred că ne lipsesc tradițiile, cred că ne lipsește o istorie și în rest lucrurile sunt bune. Dacă ne putem mulțumi fără. Diferența de a păstra tradițiile între locurile în care ne aflăm acum și locurile de unde noi venim este foarte mare. Din păcate, în partea de sud, să nu vorbim la modul general, deci în partea de sud a județului Argeș și în județul Argeș, s-au cam pierdut anumite tradiții. De ce s-au pierdut? Nu știu să vă spun, dar poate faptul că se promovează Paștele în Bucovina ar trebui să se promoveze Paștele și în alte zone. Ei bine, în zonele alea de sud chiar s-a pierdut. S-au pierdut tradițiile. Da, se duce lumea la biserică noaptea de înviere. Ok. 5 minute. Nu se mai duce lumea îmbrăcată în port popular la biserică noaptea de înviere. Ceea ce te doare sufletul dacă vezi lucrul ăsta odată. Și tineretul se vede că nu mai este atât de implicat. Poate și vina noastră că, nu știu, poate trebuie să facem un proiect în care, da, să promovăm da? Lucrurile astea. Ați tresărit atât de frumos când v-am povestit cum au sfârșit ei, elevii de în Colegiul Gura da, Umărului. Exact. E da. Clasa 12-a. O idee. Echipându-se în strai național. Nu. Bine, nu cred că mai există și putem le pălea. Elevii de lăudat și dascălul care i-a făcut. Absolut. Exact. Să nu pus punct. Să nu chiar răspunem. În zona de nord a județului Argeș și încă se mai păstrează și încă se mai duc la biserică îmbrăcați în straie populare, dar marea parte a locurilor nu se mai întâmplă lucrul ăsta. Și sincer vă spun, cel puțin pe mine mă doare lucrul ăsta, nu știu de ce, dar aș vrea să se mai întâmple lucruri, aș vrea să se mai păstreze tradiția. Vii aici și mai vezi pe stradă
o bătrână îmbrăcată în port popular. Parcă stresarea inima de bucurie. Chiar în zi de lucru. Da. Da, chiar în zi de lucru. Poate ar fi bine să, nu știu, să facem ceva și să se întâmple lucruri. Sigur, și la noi sunt oameni entuziaști, sigur, și la noi sunt oameni care își doresc să readucă tradiția în viața cotidiană, că până la urmă la asta să readuci istoria în prezent. Istoria, tradițiile și istoria, aici locurile sunt încărcate de istorie. Da? Ce am aflat noi acum de când suntem aici, povestit, în afară de faptul că lumea are nevoie de poveste. De exact. Nu poate ce scrie istorie. Noi oamenii avem nevoie de o poveste. Avem nevoie de poveste. Ce ne lipsește nouă, de exemplu, în partea de sud, e această poveste. Bucovina oare, Transilvania oare, Moldova oare, Oltenia oare, Banatul oare. Muntenia nu. Nu avem o poveste. Da. Și oamenii, cred, să știți că se simt oamenii care nu au apartenență la un teritoriu. Din păcate, noi nu avem apartenență la România. Noi, în regiune, avem apartenență la regiuni. Eu mi-s moldovean, eu... ungurean. Și nu o să auziți în zona noastră oameni spunând eu mi-s muntean sau... nu știu. Probabil nici origine bine definită. Da, da, da. Deci astea sunt diferențe. Gândesc că nu numai la Putna veniți răți, domniile voastre, nu? Nu. Povestiți-ne ceva. Ce... Chiar am venit aveți la Putna. O calonjă... O acoperire destul de mare. Da. Ce vedeți pe acolo? Umblăm prin țară foarte mult. Odată să promovăm și obiectul nostru principal de activitate, ca să spunem așa, aceste fonduri europene și să încurajăm pe toți care au idei să vină să întindă mâna. O țară de ghilimele să întindă mâna să ia bani, să-și facă un proiect și să poată să acceseze fonduri. Deci, au idei, văd oportunitatea de a finanța, nu au curajul. Să întindă mâna să facă un proiect și să-și financeze proiectul. Și noi ne plimbăm din mai multe motive. Odată pentru a promova, odată pentru a cunoaște țara, pentru a vedea tradiții, pentru a sta de vorbă cu oameni. Și într-adevăr am cunoscut foarte mulți oameni, cam din toate regiunile, cred că mai puțin din Dobrogea. Dacă sunt, și sunt de la Simona Halep, nu? Nu, n-am avut în partea. Avem pe partea asta spre Banat, Transilvania, iar este o zonă în care am activat și în care cunoaștem oameni, locuri. Da. De asta spunem că partea asta de apartenență se simte foarte bine în Banat. Eu sunt bănățean. Se simte foarte bine în Ardeal. Eu mi-s ardelean. Toată lumea știe istoria locurilor. E frapant la un moment dat să te duci și să-ți povestească. Stai aici că îți povestesc eu. Nu știu ce ai învățat la istorie, dar hai să-ți spun eu cum stă treaba. Și e pitoresc. Foarte pitoresc. Și ce să spun? Ne place să vorbim cu oamenii și lor le place să vorbească cu noi. Nu trebuie. Da, poate să la laudă, dar chiar așa și împreună încercăm să facem lucrurile să întâmple. Le materializăm. E foarte important orice gândești să finalizezi, să materializezi în ceva. Și oricum, orice temă de proiect. Una este, am promovare în Bucovina, am resursele de aici, am oamenii de aici, am tradițiile de aici, nu? Chiar dacă e aceeași segment, același program, da? Mergem în Banat, avem altceva, avem alte date de intrare. Da? Dar Bucovina, eu sunt... E foarte încântată, după cum se vede. Sub influența. Deja am mai vers, ați mai loc, mai avem mai vrăjit-o. Ați ceasul de trecut am spus, vreau să mă mut aici. Așa? Da. Poate cum am intrat, mi-am spus. Colegii pot să vă confirme. Putem părăsi... tema. Arealul acesta al competențelor, al expertizei, cum se vorbește. Vorbiți-ne ceva din civilie. Spuneți-ne o anecdotă, de pildă. Unde ați învățat dumneavoastră, care m-ați impresionat cu știința istoriei, de pildă?
Nu, eu am învățat în Pitești și școala generală și liceu și universitate și am învățat în lume, printre oameni. Iar și ajungem la oameni, da? Am învățat printre oameni. Îmi place să cunosc oameni, îmi place să stau printre ei, îmi place să-i ascult, îmi place să și vorbesc, îmi place să cunosc locuri, să cunosc tradiții. Acolo am învățat tot. Școala e de bază, dar și societatea are un aport destul de mare. Cred că pe lângă școală, mai mult din citit și din a merge și a asculta oamenii, afli mai multe decât ce ai învățat la școală, v-am spus eu, cu istoria, adică geografia e tot aia, dar cu istoriile și cu istoria, orice discuție cu cineva poate să-ți aducă un plus valoare la ceea ce știi sau poate să șteargă ceea ce știi și să pui ceva cu totul nou. Sau să pui ceva adevărat în loc. Că eu nu mai știu cât de adevărată e istoria pe care am învățat-o eu la școală. Din păcate. Sau dacă era ceva adevărat, sau cât din ea era adevărat. Ca să fiu un pic rău, aș spune ce știu dintr-un englez care au zis cam așa, bă, dacă s-ar închide școlile din toată lumea, facultăți, școli, dacă s-ar închide școlile preț de 100 de ani, omenirea ar progresa enorm. Oare? Nu știu. Îmi place cum a pus ideea, ușor am apodat. Școala formează, școala deformează. Exact. Școala creează niște percepte, niște concepte, niște tipuri. Școala formează și oamenii deformează. Așa. Știți ce a zis? Da. Păi poetul acela că... Nu cred că școala deformează. Da. Iacovia, da, cine a spus? Liceu, cimitir, al tinerinții mele, profesori pedanți, examene grele. Cum vă mai amintiți despre școală? Mie mi-e ciudă, profesor fiind, mă rog, la bază, că nu mai este, nu fastul, ci în calendar așa, cu oarecare adresă specială, că toți suntem în toiul lui Cireșar, lui Iunie, da? La sfârșitul lunii iunie, cu niscaiani în urmă, nu mulți, nu puțini, se serba întotdeauna ziua învățătorului. S-a șters cu discreție și cu bună nesimțire sorocul acesta din calendar. Oare de ce? Asta traducând nenorocita condiția descălimii române, nu? Nenorocita condiție, nu. Haideți nenorocita condiție. E nobilă, dar știu tratarisirea sa. Este tratată, da. Bine, aici lucrurile sunt destul de complicate. Nu-i trebuie un polic de asta. Nu are să intrăm într-o... Părăsiți expertiza. Nu, ca și expertiză, până la urmă, a spus învățător. Și dascăl în același timp. Dascăl. Da. Problema e cât sunt învățători și cât sunt dascăl. Iar manual, ați mai prins? Pe domnul Trandafir? Domnul Trandafir. Da, l-am mai prins. Mai era încă în manual. Care avea timp să și aranjeze fânul în șură, dar să și facă școală cu copiii de... S-a uimit însuși ministrul care i-a fost în... În control. Și care ministru? Cel mai ilustru de la român, Spiru Haret. Da, Spiru Haret. Se pare că a fost chiar în clasă. Povestea este pe adevăr ticluită. Deci, apropo de învățători, spuneți-ne cuvânt despre învățători. Care pe mine, deși eram prin clasa, nu știu, a întâia, a doua, cred, m-a mișcat la momentul respectiv. Învățătoarea mea, noi eram penultima serie de elevi a ei, deci după noi deja mai avea puțin și așa la pensie, ne-a zis așa, când am intrat eu în învățământ, adică mine, deci cu mulți ani în urmă, într-un sat de undeva de pe lângă Pitești, când treceam, deși era terminat de absolvent de liceu pedagogic, deci probabil 19 ani, 20 de ani, nu avea mai mult, când treceam prin sat, se ridicau femeile bătrâne de pe șanț și ziceau să rămână domnișoara învățătoare.
Deci pe mine lucrul ăsta, atât de tare m-a șocat, m-a mișcat momentul ăla, deși eram copil pe asta, pe asta, pe sau, da? Și stau și mă gândesc că acum pur și simplu nu mai există de niciun fel acest lucru. Și parcă ți-ar fi drag să mai auzi că cineva respectă dascălul așa cum ar trebui să-l respecte. Să aibă conștiința faptului că cineva te învață să scrii, să citești, te învață ceva despre viață. E adevărat că s-ar putea să-l spune. Da, nu, eu cred că e o atitudine reciprocă. Elevul nu mai respectă dascălul, dar nici dascălul nu respectă elevul. Și acest război a dus la această ruptură între ei. El vine și face ora, s-a încheiat ora, am plecat la salariu, celălalt vine, m-a trimis mama la școală, mi-am făcut programul, m-am întors acasă, fac o temă, hai să o fac repede, că vine ăla și mă bate, să rupți, unii de alții. Și rezultatul acestei rupturi, eterna problema comunicării. În școala românească nu se mai comunică. Mine, ziua lui Eminescu, când a ieșit din liceu, deja avea scrieri la activ. La noi copiii, când ies din liceu cu bacalaureatul, de-abia știu să scrie. Aici e diferența. Asta e diferența între școala care a fost și școala care... Nu toți. Da. Școala care este. Care este. Dar asta nu cred că dascălii, ei, persoanele în sine, au o problemă, nu? Eu cred că totuși sistemul nu este adoptat pe generațiile de acum. Acum, noi ne raportăm la ce a fost... Generația noastră. Da, generația noastră, frumos, aceeași chestie, respectam învățătorii. Era pentru mine, eu sunt o fire, recunosc, sunt o firmă pragmatică, logică, nu sunt înclinată foarte mult pe partea literară, ca să am... Dar ce văd eu este part acum, vorbim de acum. Bine, și cu referire din trecut. Ce văd eu acum este diferența sau lipsa de adaptare. Poate nici elevul, poate nici profesorul, sau nu există acea linie de mijloc în care să fie un balans. Și cred eu că nu trebuie să ne mai raportăm. Nu știu, părerea mea acum, că am voie să spun, absolut, da? Să ne raportăm la generațiile noi, dumneavoastră, ceilalți de după noi. Cred că trebuie să găsim un echilibru și să... de ce nu? Să propunem profesorilor acea școală, vorbind de zona noastră, acea școală altfel, să vină cu ceva inovativ, să atragă. Trebuie să înțelegem prezentul. Exact. Ca să poată să înțeleagă și să transpună în trecutul copiilor noștri, da? Așa aș vedea eu. I-au dus, un exemplu, i-au dus la Muzeul Județean din Pitești pe copii, de una, două, trei, cinci ori. Ok, am întrebat, dar ce ați văzut? Pe aceleași lucruri. Nu insistam. Având o colegă care chiar lucrează în sistem la muzeu, dar cu ce ați venit voi? Voi muzeu, ce le-ați arătat? Păi ce am arătat? Pe care-i marketingul vostru? Cu ce? Ați fost... Cu ce atrageți? Cu ce activitate? Păi, atât am putut că atât am putut direcțiunea. Scuzați-mă? Acum, dacă mă vede, da? Ok. Deci, de asta zic, există un balans care nu există. Poate s-ar putea face ceva. Facem școală altfel de anul viitor, în care le arătăm copiilor cum se pune fluturele în insectar. De exemplu. Ceea ce nu se mai... Nu știu că se mai face insectar acum. Păi, copiii se făceau niște lucruri foarte interesante. Facem un insectar cu poze de pe Facebook. Exact. Și până la urmă copiii au spus că, păi, școala altfel. Nu e altfel? Ne îndeamnă parcă să solicităm de acum, la deal și la vale, de acum încolo, să fie școală. Săptămâna asta să fie tot anul și numai o săptămână să fie școala aceea tradițională și ușor plicticoasă, rigidă. Din punctul meu de vedere, a avut un impact extraordinar de bun în mentalitatea elevului. Ei au receptat școala altfel cu mult mai multă bucurie decât au receptat profesorii. Adică se așteptau, i-au scos din tipic. Se așteptau la ceva. Da. Asta e realitatea. Elevii au acceptat mult mai repede școala altfel decât au reușit profesorii să asimileze noțiunea.
deci... Pentru că știți de ce? Până la urmă trebuie să învățăm să fie creativi. Din păcate, copiii noștri sau nu au curajul să fie creativi pentru că noi nu-i încurajăm. Nu că nu sunt creativi. Nu au curajul să-și exprime. Țin minte că la un moment dat mi-a spus tot așa un artist, zice, era grafician la un liceu de specialitate. Zice, pe mine nu mă interesează ce face elevul la clasă, că face grafică. Da, acasă ce faci? Dacă acasă faci pictură, mie adun lucrările alea care le face acasă și pe care nu vrea să le arăte nimănui. Acolo e creativitatea. Aici zice, aici face de gura mea. Așa au spus elevii. Mai slăbiți-ne cu mereu aceleași subiecte la bacalaureat, la teza de română, Marin Preda sau Liviu Rebreanu sau Sadoveanu și dă-i cu comentariu. Nu, solicitați-ne altceva. Au sărit niște dascăl și au spus, da, dacă eu aș fi cel care formulez subiectele pentru bacalaureat, le-aș scrie pe tablă. Uite așa. Când mintea paște, norocul dă lapte. Folosiți-vă de toate dicționarele, de toate fițuicile voastre și scrieți. Fiște care îți băgau ceva. Îi caut creativitatea aceea, la urma lumii suntem unicate, nu mai suntem turmă, nu? Ne-am săturat de colectivizare. Suntem turmă, da? Încă unii vor să fim turmă. Turmă, da. Și în mediul, de asta vreau în să mediul școlar, în mediul școlar încă mai sunt profesori care întreabă, nu vreau să jignesc pe nimeni, nu. Despre poezia lui Eminescu. Ce a vrut să spună poetul? Nu, ce am înțeles eu din ce a vrut poetul să spună. Că eu nu știu ce a vrut el să spună. Ce am înțeles eu din poezia lui Eminescu, cred că ar fi mai... Exact. Mai bună întrebare. Mai bună întrebare. Nu știu ce fi vrut eu să spună. De amarnică acum și retrospectivă, am terminat litere, filologie, și luam frumusețe de texte din creangă, ne le așira pe tablă și două ore le măcelăream de completivă directă. Săreau trei de acolo, nu e. Nu e aceea. N-aveau nicio treabă cu frumusețea textului. Deci. Și am făcut asta preț de 4 ani. Mi-e liruciu de pe gramatică, încât spuneam elevilor când ajungeam, zic, tot la tata creangă, ajungem, gramatica curat, nu știu ce unde tâmpeine el. Cititul, înveți totul, toată gramatica și corectitudinea și frumusețea. Eu o vezi în scris, în cărți. Cititul, acela dezvoltă toate palierele unei personalități complexe. Cititul și comunicare. Să ne spuneți câte un cuvințel de bun rămas. De bun către rămas. Prietenii noștri de dincolo de sticlă. De dincolo de sticlă, cel puțin aici în Bucovina, mi-aș dori să cunosc cât mai mulți oameni entuziaști aici în zonă. Și ne dorim să vină toți cu idei și să-i ajutăm să facă ceea ce își propun. Și să revenim. Eu revin. Dacă revin, este clar că vreau avem să de cunosc ce. Oameni în locuri. Vă mulțumim tare fain și unul la și altul. Și vă mulțumim. Revedem de bună seama. Vă mulțumim foarte mult. Fără cuvinte. Și noi fără. La fereastră, la mândramă, bate vântul cânipamă. La fereastră, la mândra, bate vântul cânipamă. Hai să cum o bate, eu te-n floare, badea după mine moare. Ai cum o bate, iute-n floare, badea după mine moare. Muzica.
tot eu zis la mumă sau om, da tot eu zis că m-a luat om, da mumă s-a luat suduit-o că are de catonit-o. Abo doi ani și jumătate, din mine tot n-are parte. Ai și mai zis și mumăsa, că nu fac nicio paramă. Dar vai de mine cui îmi plac, multe paraluță fac, mă. Dar și mai zis și mumăsa, că nu fac nicio paramă. Dar vai de mine cui îmi plac, multe paraluță fac, mă. Bine ai venit! Da, de mult mai dă de mult!